Nu mai este mult până la evaluarea națională și realizez acest videoclip în care vreau să vă ofer câteva informații foarte, foarte utile. Mă numește Fan, sunt profesor de limba și literatura română, fac clipuri pe internet de mai bine de 10 ani și în fiecare an primesc aceeași întrebare: ce trebuie să învăț pentru evaluarea națională sau mai este foarte puțin timp și ar trebui neapărat să știu? Și acum vreau să vă ofer pe baza cercetărilor mele, adică am cercetat, am studiat toate testele care s-au dat la nivel județean, toate care au fost publicate, adică simulările, am studiat cărți, o grămadă de cărți cu variante, programa și am observat câteva cerințe frecvente. Și acum vreau să vă spun ce trebuie neapărat să știți. Desigur, găsesc și alte noțiuni pe care trebuie să le cunoașteți, dar dacă le știți pe astea, aveți șanse mari să vă întâlniți cu ele. După cum știm, avem două texte, da, la subiectul 1, un text literar care poate fi epic, liric sau dramatic și un text non-literar care ne furnizează anumite informații, dar acele informații au legătură cu primul text. Asta este foarte important și voi lua fiecare cerință în parte. La subiectul 1, la prima cerință, este doar de încălzire, nu este nimic complicat. Să identificați din textul suport anumite aspecte. Fie o familie lexicală, fie un câmp lexical. 2, 3, 4, da? Sunt cerințe cu variante de răspuns. Aici nu aveți nimic complicat, trebuie doar să fiți atenți în text. Iar la 5 avem variantă adevărat sau fals. De la 6 un pic se complică lucrurile. Cerința numărul 6 este în funcție de tipul de text. Dacă ne întâlnim cu textul liric, este posibil să avem cerințe precum identifică figurile de stil. Deci neapărat să vă uitați peste lista cu figuri de stil. Uitați că materia o găsiți pe romana.ro/ghid. Să vă uitați peste elementele de prozodie, să știți caracteristicile textului liric, da? Prezența vocii lirice, da? Mărcile subiectivității, verbe pronume la persoana întâi, figuri de stil ca mod predominant de expresie, da, apoi descrierea ca mod predominant de expunere, iar la cerința numărul 7, da, trebuie să scriem. 7, 8, 9 sunt cerințe unde trebuie să scriem. 7 elemente de conținut comun. Atenție să nu confundați cu tema. Sunt elevi care fac asta. Ce conține și primul text și al doilea text? Prezența unui câine, prezența iepurelui, prezența școlii, prezența profesorului. Și trebuie neapărat să ne raportăm la cele două texte. Nu neapărat să dăm citate, dar să parafrazăm. Iar la cerința numărul 8 avem un text argumentativ. Să știți structura textului argumentativ, nu neapărat, dar să validați punctul de vedere. Iar la 9 trebuie să asociați textul literar cu un alt text studiat în clasă sau citit, da, pentru a vă dezvolta cultura generală. Aici recomand povestea lui Harapalb, regăsim mai multe valori culturale comune, da, găsim prietenia, aventura, curajul, cinstea, iubirea. Și trecem la B, unde ne întâlnim cu gramatică. Ce trebuie să știți la prima cerință? Neapărat identificarea diftongului, triftongului și hiatului. Diftong vocală plus semivocală, semivocală plus vocală. Dar atenție, diftongul se identifică după cum se aude cuvântul, nu după cum se scrie. De asta, la ceapă nu avem diftong pentru că nu se aude eu, dar la eu, da, îl auzim eu, este triftong. Sau verbele la imperfect, da, a fi. Eram, era, era. Aici întâlnim diftongi. Cratima nu ne încurcă. Dacă avem mi, cratima, a, citim ia, avem diftong, da? Triftong, semivocală, vocală, semivocală, da? Și cum identificăm semivocala? Nu se aude atât de puternic. A, ă, ă sunt mereu vocale. Atenție la câteva excepții. Barcagiu, macaragiu. Aici iu este centru vocalic, nu dispare. Și, desigur, macaragiu, bacaragiu, barcagiu, întâlnim diftong. Tot la fonetică, da, accentul, da, și despărțitul în silabe. Cerința numărul 2, ce trebuie neapărat să știți, conversiunea, compunerea, da, și derivarea. Neapărat să vă uitați peste aceste aspecte. 3, 4, categorii semantice. Aici să știți să identificați un sinonim, un antonim, un paronim, omonim, neapărat.
Iar la 5, morfologie, cu ce ne-am întâlnit adesea, identificarea cazurilor. Neapărat să știți. Nominativul se identifică, da, subiectul, acuzativ avem circumstanțiale complement, dativ și genitiv, dativ complement indirect, dar genitiv atribut. Vocativul nu are funcție sintactică, dar arată o strigare. Băiatule! Apoi tipuri de pronume, să știți neapărat să identificați. Pronumele demonstrativ, pronumele relativ, care, cine, ce. Da, nehotărât, altul, alta, oarecare. Pronumele negativ, nimeni, nimic. Da? Deci tipuri de pronume neapărat să știți. La adjectiv, ce trebuie să știți? Gradele de comparație. Pozitiv, comparativ de superioritate, mai deștept. De egalitate, la fel de deștept. De inferioritate, mai puțin deștept. Relativul, da? De superioritate, cel mai deștept. De inferioritate, cel mai puțin deștept. Și absolutul, foarte deștept. Deci neapărat grade de comparație. La verb, la fel, aceleași grade de comparație. La verb, ce trebuie să știm? Modurile personale sunt patru. Vi le spun. Conjunctiv, condițional optativ, indicativ, da? Și imperativ. Să știm să transformăm din activă în pasivă la verb. Să știm să identificăm timpurile modului indicativ, neapărat. Da? Tipuri de verb. Verb copulativ, verb predicativ. La 6 ce trebuie să știm? Funcții sintactice, neapărat. Toate. Complement direct, indirect, prepozițional, nume predicativ, atribut, predicat, subiect, neapărat. Iar la 7, frază, da, ai să știm, să identificăm atributiva, completiva, directă, prepozițională și restul. Deci toate frazele coordonale. La 7, la 8, greșeli gramaticale. Aici sunt câteva greșeli cu care ne-am întâlnit. Niciodată nu spunem vroiam, niciodată nu scriem noștri, voștri cu doi, da, niciodată nu fă, mereu nu face. Iar la 2, trebuie să știți pașii. Pentru a realiza un jurnal, o scriere narrativă, scrisoare, e-mail, mesajul textului, rezumat, caracterizare de personaj. Pe romana.ro/ghid, în ghidul nostru, am detaliat toți pașii.